constat faptul că din 2012 domnul Jurandu s-a retras total din viața partidului, n-a mai venit niciodată la sediul partidului, n-a mai participat la nicio activitate a partidului până azi, deși au fost campanii electorale, deși partidul avea nevoie de prezența domniei sale. Mai mult decât atât, a dat declarații pe care eu nu le pot înțelege, nu le pot aprecia, atâta vreme cât tineri din partid sunt tineri care sunt astăzi în această sală din 90. În 90 erau în partid, în 93 s-au înscris în partid, în 94 s-au înscris în partid. Aveau atunci 20, 22 de ani, 18, erau la organizația de elevi și sunt aici, sunt în partid. Sunt mulți alții în Timișoara care au plecat din partid. Nu vorbim despre cauze. Toți acești tineri aveau nevoie de suportul moral al domnului Gheorghe Ciuhandu. Domnul Gheorghe Ciuhandu a fost reprezentantul PNCCD 4 mandate, primar al Timișoarei. Nu am înțeles și nu voi înțelege și sigur că nici nu voi accepta un asemenea comportament pe care îl consider nepotrivit. Motiv pentru care aceste declarații care se dau în campanie electorală, din nou mi se par nepotrivite, cu, să spunem, cât de mult a făcut acest partid pentru domnul Gheorghe Ciuhandu decenii la rând. Nu acesta este subiectul conferinței noastre de presă. Voiam să transmit prin dumneavoastră un asemenea mesaj. Eu sunt foarte bucuroși. Domnul Drăgulescu, domnul Ganz, care s-au reîntors și au devenit acum activi în partid. Domnul Gans face parte din comitetul de conducere al partidului în Timișoara. Domnul Drăgulescu a intrat pe moțiunea lui Ciprian Mioc, fără orgolii, având un singur mesaj. Să facem fiecare ce putem să facem pentru binele partidului și pentru binele unor principii pe care noi le susținem de atâta vreme, de sute de ani, de 150 de ani, partidul s-a fondat pe aceste principii. Și până la urmă țara și statul român este fondat pe aceste principii. Da, eu cred că domnul Ciuhandu are timp să dea semnale de încurajare și de sprijin pentru cei care astăzi fac un efort deosebit să readucă partidul acolo unde este locul. Istoria. Martie 1990. Consiliul Municipal era condus de profesorul Sucic când s-a votat proclamația de la Timișoara. Eram reprezentantul PNCCD-ului în Consiliul Municipal, iar domnul Ciuhandru era reprezentantul FSN-ului în Consiliul Municipal. Să nu uite de grupul restrâns de PNCCD-iști adevărați care l-au sprijinit și care l-au ajutat să devină președintele organizației județene a PNCCD-ului, să nu uite cine l-a introdus la Corneliu Coposu, la Seniorul României și l-a adus în prim plan ca președinte a organizației județene și primar al Timișoarei. Deci, eu îl invit ca vechi PNCCD-ist pe domnul Gheorghe Ciuhandru să revină în PNCCD și să contribuie pozitiv, așa cum am făcut și noi astăzi, la revigorarea PNCCD-ului, ca astfel ca PNCCD-ul, ca instituție națională, să merite și să revină în prim plan al politicii românești. Nu, o să-l mă hotărâ, va lua o hotărâre organizația municipală și organizația județeană. Este o chestiune însă pe care am mai discutat-o la Timișoara și îmi păstrez declarația pe care am dat-o în urmă cu, cred că, o lună de zile. Păi asta trebuie să întrebați pe domnul Orzea, nu pot să dau explicații în locul domniei sale, aceasta a fost
o adunare generală a organizației Timișoara s-au respectat toate procedurile. Domnul Zac știa acest lucru, pentru că la adunările generale nu se fac invitații sau citații acasă pentru fiecare dintre membri. Este decizia domniei sale. Din nou, îl invit pe Adrian Orza să se alăture echipei, să facă tot ceea ce este posibil pentru binele partidului. Am avut și niște discuții private cu domnia sa. Din nou, nu înțeleg comportamentul și cred că trebuie lăsate orgoliile deoparte. PNCCD-ul a făcut foarte multe pentru Adrian Orza. Și Adrian Orza a fost un lider important al PNCCD-ului. Dar Adrian Orza nu trebuie să se supere dacă organizația de la Timișoara este condusă de altcineva. Asta nu s-a întâmplat pentru că organizația Timișoara mergea foarte bine, era activă, funcționa, erau sute și mii de membri și cineva i-a făcut o nedreptate. Adrian Orza este un om de imagine, este un om cunoscut de timișoreni. Mi-am dorit și îmi doresc să facă ceea ce știe să facă, dar să lase pe alții să se ocupe de organizare. Organizare este un lucru dificil. Este un lucru pe care trebuie să-l facă cei care au talent pentru asta, au vocație pentru organizare. Într-un partid fiecare trebuie să aibă locul lui. Și din locul pe care îl merită, trebuie să acționeze spre binele partidului. Astea sunt regulile într-o organizație, într-un partid, cu atât mai mult cu când vorbim, și a spus aici și domnul profesor Drăgulescu, despre o instituție națională. Toate funcțiile sunt funcții pe care le îndeplinești o perioadă de timp. Eu i-am transmis lui Adrian Orza că poate să fie unul dintre liderii partidului și unul dintre candidații partidului pentru 2016. Nu contez notorietatea și nu contez faptul că este un țărănist de ispravă, cunoscut, nu numai la Timișoara, în partid, în tot partid, toată lumea din partid îl respecte pe Adrian Orza. Dar în această campanie electorală, domnia sa lipsește. Ce putem face? Putem găsi justificări? Eu zic că nu, mai ales că partidul se află într-un moment de răscruce. Trebuie, și asta vreau să-i transmit prin dumneavoastră lui Adrian Orza, să fim generoși, să fim înțelepți, să fim pozitivi și mai ales să înțelegem că nu se poate face politică decât în echipă.